126 de candidați înscriși la Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava pentru examenul de admitere la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, sesiunea septembrie-octombrie 2021, au fost declarați admiși la proba de evaluare a performanței fizice. Sâmbătă, la sediul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, va avea loc proba scrisă de verificare a cunoștințelor, însă pentru această probă au fost impuse câteva reguli. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform normelor legale în vigoare, la proba de concurs au acces doar candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2. Prezintă rezultatul negativ certificat al unui test real-time PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore. Prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. La intrarea candidaților în spațiul unde are loc proba, se va verifica dovada că persoanele se află într-una dintre situațiile care permit participarea, pe baza unui document scris pe care îl vor avea în copie, certificat verde digital COVID-19 printat sau dovada testului negativ PCR sau antigen, care se va păstra în dosarul de concurs. Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile menționate, nu li se va permite accesul la probe și procedura de admitere pentru aceștia va înceta.